лет Майкл Клейтман приезжал в Молдову только в гости. Несмотря на то, что он уехал за границу в молодости, тенор не забыл место, где он родился и где получил первые уроки музыки. Майкл era elevul doamnei Tamara Alexandrovna Mitzel. El de atunci era un băiat, să zicem așa, cu pregătire muzicală. El venise probabil după școala muzicală de copii. El era mai pregătit ca alți copii. El era pasionat de muzica ușoară, cum îi zicem noi atunci, și el cânta cu vocea și la pian. Настоящий талант не забывается никогда. Молдавская публика влюбилась в него 20 лет назад. В ту пору Майкл пел в столичных ресторанах. Сегодня знаменитого тенора приглашают на самые престижные фестивали и концерты в стране. Cu mare drag l-am inclus în programele noastre și în programele Mărțișorului. Vine întotdeauna, apropo, cu onorarii foarte modeste. Cred că tânjește după acea atmosferă, după cele sentimente frumoase pe care le-a trăit și pe care le trăiește și le retrăiește în Moldova. Prin felul său, prin glasul lui deosebit, este o personalitate deosebită a operei italiene. Când interpretează, are un simț frumos, îi place mai ales bel canto italian. Eu cred că tenor are foarte multă experiență. Se vede că este foarte încântător cu publica. L-am admirat câțiva ani urmă când a venit pentru prima dată la Chișinău. Chiar la sărbătoarea deschiderea Mărțișorului l-am admirat și desigur vocea lui e inconfundabilă. Tenorul acesta te face de fiecare dată să vii să-l admiri. Stan frumos!